Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tot mai mulți oameni vin în ajutorul refugiaților din Ucraina, dar pentru ca tot ceea ce oamenii donează să și ajungă la cei care chiar au nevoie de ajutor, e nevoie și de organizare. Aici intervin, de exemplu, ONG-urile cu experiență. Una dintre aceste fundații, Asociația Zi de Bine, colectează produse necesare pentru refugiați. Melania Medeleanu, una dintre fondatoarele asociației, este acum la telefon. Bună dimineața, Mel! Bună dimineața! Ca să zic așa, adică activezi de mult timp în domeniu, adică ai făcut și faci mult, mult bine în jurul tău. Spune-mi ce ai văzut în tragedia refugiaților ucraineni care te-a făcut să organizezi această acțiune. Ce te-a emoționat, ce te-a impresionat? Păi, n-ai cum să rămâi impasibil la ceea ce vezi. N-ai cum să rămâi nemișcat la imaginile cu micul Vanea, de pildă, un copil căruia îi se cântă la mulți ani pentru că împlinește 2 ani și o vezi așa în oceanul ăsta de durere, un colțișor în care cineva cântă. Puteți să vă imaginați, și toată lumea în jur tace. Vă puteți imagina scena asta? Copilul ăsta a împlinit 2 ani, n-are tort, nu suflă într-o lumânare, nu primește niciun fel de cadou. Sau imaginile cu mamele care se ascund atunci când plâng să nu cumva să-i vadă pe copii, să nu-i vadă copiii, știi? E, cum poți să stai departe când vezi lucrurile astea? Sunt două dintre exemplele care m-au emoționat, dar pot să fac o listă foarte lungă, nu ne ajunge spațiul emisiunii cu toate lucrurile pe care le vezi, încă eu am văzut foarte puțin, pentru că din fotoliul meu de acasă, știi, sau din scaunul de la birou, nu te atinge toată asta atât de tare, dar imaginează-ți cum este pentru voluntarii care sunt acolo, la graniță, care îi primesc pe acești oameni și care se încarcă cu durerea lor. Și dacă mai trebuie să ne imaginăm ceva, imaginați-vă cum e pentru ei, pentru cei care și-au părăsit casele, și-au părăsit familiile, care nu știu încotro se duc, ce îi așteaptă, dacă se vor mai întoarce sau nu în țara lor. Toate secvențele astea, pur și simplu, nu te pot lăsa să fii doar spectator. Așa că noi la Zi de Bine am spus, bun, ia să vedem ce e de făcut. În prima zi ne-am uitat la mobilizarea absolut fantastică a celorlalte ONG-uri și a fost clar că deja e suficient, adică nu e la neapărat nevoie de intervenția noastră. Și atunci ne-am întrebat, bun, dar dincolo, ce se întâmplă dincolo? Așa că primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne organizăm și cu ajutorul partenerilor noștri să trimitem un tir cu echipamente, aparatură medicală, medicamente, vreo 30 de tone de produse de genul acesta, prin intermediul DSU au ajuns la autoritățile ucrainene care le-au distribuit către 3 spitale din Lvov. De asemenea, iar am stat un pic să ne uităm dacă e cazul să intervenim pe partea românească și îmi spuneam poate nu, însă am primit un telefon, iarăși, de la Satul Mare și omul acela îmi spunea, domniță, și cu accentul ăla lui, domniță, ce fac acum ucrainenii este că vin aproape de graniță, dar ei nu vor să plece din țara lor. Dar vin totuși aproape de graniță, că dacă e rău, 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 să treacă iute. Și oamenii ăștia sunt, practic, nici n-au calitate de refugiat, sunt strămutați, știi? Sunt refugiați în țara lor. Nici nu sunt acasă, nici nu sunt pe partea asta. Atunci ce putem face e să le trimitem lor aparatură, nu aparatură medicală, că n-au nevoie de asta, dar de mâncare și de plăptumi și de haine groase au nevoie cu certitudine. Și când îmi povestea omul ăsta că a trecut la un moment dat granița o mașină și în mașina aia era un copil, căruia i-au întins un sandwich. Și în secunda în care a văzut sandwich-ul, copilul nu numai că l-a înșfăcat, dar l-a mușcat fără să desfacă hârtia. Atât era de înfometat bietul copil. Am văzut pur și simplu, voastră, am văzut secvența asta, știi? Acțiunea voastră este organizată acum în București. Unde anume se întâmplă? Da, la AFI Cotroceni, chiar acum colegii mei sunt în drum spre AFI, vis-a-vis de hipermarket la parter, am organizat un spațiu în care colectăm tot felul de saci de dormit, pături, lenjerie intimă, produse de igienă, produse pentru bebeluș, lapte praf, termos, biberoane, marsupiu pentru bebeluș, șervețele umede, conserve, vesele, farfurii de unică folosință. Și știu că multă lume e în continuare dispusă să vină și să ajute și poate că vă uitați că e zăpadă pe jos și poate știu că
unii dintre noi mai suntem și pe la serviciu, dar cuvântul cheie e urgență. Sigur că noi o să fim acolo până sâmbătă, dar mi-aș dori din tot sufletul să strângem tirul ăsta de alimente, nu sâmbătă, ci azi, pentru ca el să plece mâine. Așa că rugămintea este, pentru cei care se gândesc, lasă că mă duc în weekend, rugămintea este să ne gândim acum la urgență, ăsta e cuvântul cheie. Orice puteți aduce, vă așteptăm cu mare drag acolo. Ideal, dacă aduceți produse, să fie sortate deja pe categorii, dacă cumva le-ați pus în cutii și ați închis cutia, scrieți pe cutia respectiv cât se poate de vizibil ce conține fiecare pachet și dacă mai aveți timp și de asta, sigur, asta e deja varianta ideală, o listă cu produsele donate o să ne ajute să centralizăm mai ușor toate informațiile. Bun. De la ora deci, 10 până la ora 10 suntem acolo, de deci, astăzi până sâmbătă. Deci la AFI Cotroceni în fața hipermarketului la Parter, exact. În București, exact. Lucruri de strictă necesitate sau de primă necesitate noi, exact. Normal. Noi. Dacă da, se da, poate e, să da. Fie sortate, Melania Medeleanu și colegele sale de la Asociația Zi de Bine vă așteaptă acolo, începând cu 10 dimineața. Spune, Melania, pot oamenii să facă și donații în bani? Fără îndoială, pe site-ul nostru, zidebine.ro, găsiți toate informațiile despre felul în care puteți contribui. Contract, dacă e vorba de o firmă, contractul acela de direcționare a 20% din impozitul pe venit, e chiar perioada în care se face asta, deci vine la fix, nu costă nimic pe firma care direcționează acești 20% din impozit. 3,5% din impozitul pe venit, persoanele fizice pot descărca de pe site-ul nostru acest formular și tot acolo pot găsi conturile în care pot dona. Mulțumim tare de ajutor, vă aștept să zic, ca și noi când. Noi vă mulțumim, Melania, pentru ce faceți, așadar Asociația Zi de Bine cu Melania Medeleanu și colegele ei vă așteaptă în fața hipermarketului din AFI Cotroceni în București cu lucruri de primă necesitate, de strictă necesitate pe care ei le vor trimite refugiaților din Ucraina și pentru mai multe detalii și eventual donații în bani, intrați pe site-ul zidebine.ro. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.